La Oleg, ești vorbești, bleacă, și nu-mi iau sau mă... Doamna Maria, ce vinzi aici? Banca, parcul, ce vinzi aici? Poftim? Vinzi, văd că nu știu ce. Ai făcut parteneriat cu Pro Imobil? Da, nu știu, eu am găsit reclama asta, am găsit-o la pereti bătută, la fereastra vecinului meu. Vecinul meu, dacă vinde... Înseamnă că vinde apartamentul, nu? El vinde apartamentul lui, nu cu așa cuadraturi, dar el vinde toată casa. Cu apartamentul meu împreună, adică a nostru împreună. Oho! Eu așa e înțeles aici. Nu ți-ai dat acordul? Poftim? Nu ți-ai dat acordul? Eu n-am acord, eu n-am cum să spune contract. Și n-ai de gând să vinzi? Acord, n-am nimic, ei tot știu că eu nu vând. Scos, de atât ai scos reclama în parc? Da. Ai dus-o să o faci de râs, da? Da, pe ce trebuie să fac? Lasă ei să uite, ăștia, cum îi spune, Baciu, îl cheamă pe unul, îi spune Baciu Arcadi, aia este la care o bătut, nu mă știe, eu nu-l știu, și el m-a întrebat dacă eu vând ori nu vând, zic, dar tu ai bătut asta? Da, dar cum, dacă tu nu mă știi, n-ai contract, n-ai nimic cu mine, nu mă știi pe nimeni cine sunt eu, nu m-ai văzut, cum ai putut să pui reclama asta? Nu știu, gata, el a fugit de la mine, a spus că gata, nu vindeți, gata, zic, eu am să vin la domnul Musteasă, eu special l-am întrebat să... La Pro Imobil, da? Special, da, dar el mi-a răspuns mie că asta șeful meu, adică care e? Ot, și dacă e șeful tău ce? Zic, tu din vorbile lui ai venit și ai pus asta, zic, el nu a vrut capul în lat, dar ai vrut tu capul în lat, da? Și zic, eu pe dânsul l-am... Și te duci la Musteață înapoi, da? Ia-ți reclamă că acum nu, eu că nu l-am vând. Întrebat pe dânsul, unde voi acum stați? Unde ați trecut? Adică unde vă găsesc? Pușkina 12, pentru că ei erau acolo. Aha, ia grup, tot am director. Musteață? Eu de acum îi spun, eu de acum știu. Da, ia vreo nicio, ia-s camera, îi priduc Musteață. Adem, ce repede o fugit și... Dar și aici l-am tot fugit repede, care Arcadi, care primul a venit aha, cu asta, tot a fugit când i-a spus că, zic, eu cu camera vin, măi băieți, ce-ai făcut tu? Eu ți-am spus că eu n-am, nu vând, eu da, fără vicior nu vând, știi despre asta foarte bine. Dar pentru cine tu îndeplinești toate astea? Dar cum de tu ai trecut? Adică tu ai venit, ai luat informații de la mine, au vrut să știe prețul. Eu aproximativ i-am spus prețul. Și au vrut să mă controleze pe mine peste vreo 2-3 zile, adică dacă eu sunt bătrân, eu cred că am scleroz, am uitat și așa mai departe. Eu, adică noi ne-am vorbit, zic, la așa sumă, zic, nu, tu ești tânăr, ai scleroz, zic, ai altă sumă, zic, care spun. A, da, bine, îi scăliți da, încercat să-ți propun o sumă mai mică, da? Poftim? Propunea o sumă mai mică, da? Nu, deodată mai mică și apoi urmă mai mare. Adică nici pe matani, dar eu acum aproximativ, că să mă las în pace. Eu i-am spus deodată că eu nu dar până la urmă te gândești că s-ar putea să o vinzi, da? S-ar putea să o vinzi până la urmă. Ne, noi o să venim de până când o să vină ficiorul, cum am înțeles, eu, da, cu ficiorul, da. Dar și eu să-i vând când vrea el, oricând vrea vecinul meu, oricând vrea poale da, lungi, da, soara lui poale lungi. Aha. Vecina poale lungi, și da. El unde fai, o scris, adică cât, iscăliți-o, zic, dar ce să mă iscălesc? Care e problema eu să mă iscălesc aici? Dar și-ți adică, propunea, adică și-ți propunea prețul, să prețul care l-a pus. Zic, tu dacă ai scleroză, eu n-am, zic, măcar că am îmbătrânit, dar noi să mai... Drept a spus lumea aici și spune că au frică de mă, dar nu de mine. De și el îți propunea să semnezi un document și tot el era supărat, da? Poftim? El îți propunea să semnezi un document și tot el era supărat că nu vrei. Băi, ei trebuie să aibă frică de Dumnezeu, dar nu de mine. De mine nu au frică, dar de dreptatea mea, care, cum se spune, îi descoperi și face. Dar ce aveți cu apartamentul meu? Zic, n-am înțeles. De ce nu meu o să facă intrare aparte și poftim, lasă vândă. Dar fără intrare aparte, zic, n-a să vândă. Nu le trebuie lor apartamentul, lor le trebuie locul, să facă bloc acolo. Da, și nu se știe, nu se știe cine, că dacă așa, eu ți-am spus, că lasă aibă 100 de metri, așa? Pe 25 de metri, câte 1000 și ceva. E, nu-i mai păcălesc. Eu nu cred că cumpărătorii pot fi păcăliți cu o reclamă. Dacă mai degrabă reclama asta e de la alt casă, de la alt găsesc, bloc. Ei, dacă poate să fie, pe mine nu mă interesează. De la care, dar Pro Imobil. Cum poate să facă, fără să știu eu, fără să mă întrebi, fără nimica.